Bună ziua! Tema acestui videoclip este să vedem cine va fi persoana din viața voastră pe viitor și care este comportamentul persoanei respective. Așa cum puteți deja vedea și ști, avem trei variante, varianta numărul 1, varianta numărul 2 și varianta numărul 3. De această dată voi folosi și tabla Ouija, pe care n-am mai folosit-o de ceva timp. Să vedem exact ce ne spune, dar voi folosi și cărți de tarot, bineînțeles, nu doar tabla Ouija. Ok, sper că v-ați ales varianta pe care doriți să o ascultați sau puneți pauză și între timp vă hotărâți ce variantă doriți sau ascultați toate cele trei variante și luați doar ceea ce vi se potrivește. Pentru cei de la, și acum am să încep cu prima variantă, da? Pentru cei care ați ales varianta numărul 1, dacă v-ați gândit, dacă această persoană se mai întoarce în viața voastră, dacă va apărea o persoană nouă, dacă vă veți căsători cu o anumită persoană, indiferent la ce v-ați gândit voi, răspunsul este da. Și acum o să vedem inițialele, să vedem ce inițiale avem pentru voi, cei de la varianta numărul 1. Pentru unii dintre voi am inițiala K, poate fi vorba nu doar de nume, ci și de orașul în care se află, sau stradă, sau ceva de genul. Haideți să vedem ce inițiale mai avem aici. Da, chiar mi-a ieșit capa. Hai să vedem alte inițiale. L, M. Mai căutăm alte inițiale pentru că voi sunteți foarte mulți care vă uitați la acest videoclip și e clar că trebuie să vedem mai multe inițiale. Pentru unii dintre voi, e adevărat, pentru foarte puțin, inițiala W poate vă spune ceva. Hai să vedem. Sau dacă vă spune ceva cifra 5. Nu știu, poate ați cunoscut acea persoană în urmă cu 5 zile, 5 săptămâni, 5 ani și așa mai departe. Se poate întâmpla să fie vorba și despre o persoană din trecut, nu neapărat o persoană pe care încă nu o cunoașteți. Pentru unii poate să fie vorba despre o persoană pe care o veți cunoaște, poate în 5 ore se poate întâmpla, sau 5 zile, 5 săptămâni, maxim 5 luni, nu m-aș duce mai departe de 5 luni de zile. Ideea este să țineți cont de inițialele pe care eu vi le spun și să știți în momentul în care veți cunoaște persoana respectivă dacă are de-a face cu una din inițialele pe care eu vi le spun. Poate să fie aceste inițiale, așa cum v-am spus, din nume, din stradă, din oraș, din orice care are legătură cu persoana respectivă. Bun, haideți să mai am aici pentru unii dintre voi cifrele 42, 44, poate să fie vorba de vârstă. Ce mai putem afla despre persoana din viața voastră sau care urmează, practic cu care urmează să fiți, chiar dacă această persoană deja există în viața voastră? Ce mai trebuie să știți voi despre persoana respectivă? Mai am inițiala S, în cazul în care cunoașteți o astfel de persoană cu inițiala S. Predomină foarte mult inițiala B. Da? Deci, și am cifra 8. Alte inițiale. Hai să vedem. Pentru foarte mulți dintre voi, persoana poate să fie șaten
șatenă sau chiar brunetă, dar pentru foarte mulți, dacă e vorba de șaten, șaten închis. Da, țineți cont că este o etalare generală, nu personală și poate să nu se poate potrivi pentru toată lumea la fel ceea ce spun. Dar asta nu înseamnă că nu pot exista și persoane blonde sau șaten deschis în situațiile astea. Da? Deci... Pentru unii dintre voi, cumva v-ați cunoscut la ora 5 sau într-o zi de 5, așa cum v-am spus puțin mai devreme, cifra 5 e foarte predominantă la voi, sau dacă cifra 5 nu vă spune nimic, posibil că această persoană când a intrat, dacă a intrat deja în viața voastră sau dacă va urma să intre, va aduce schimbări foarte, foarte mari. În sensul că poate ați trecut prin foarte multe lucruri de dezamăgire, ați fost foarte, foarte dezamăgiți de o anumită persoană. Unii dintre voi poate că a cunoscut această persoană după ce soțul sau soția a decedat. Se mai poate, sau chiar ați avut parte de o separare de o persoană cu care ați avut o relație mult timp. Da, poate să fie și în urma unui divorț. Deci cumva această persoană ați cunoscut-o în urma unei despărțiri destul de dureroase, aș putea spune. Indiferent sub ce formă. Ce mai putem afla de la tabla Ouija despre persoana respectivă? Cumva această persoană când a venit în viața voastră l-ați văzut sau ați văzut-o ca pe o stea, ca pe un soare, ca pe un noroc, ceva care v-a luminat viața. Aici mai putem vorbi inclusiv despre inițiala F. Ce ar mai trebui să știți despre această persoană? Mai avem un T și un H. Cam astea au fost inițialele despre persoana respectivă, care, indiferent că este sau încă nu este în viața voastră, dar va face parte din viața voastră pe viitor. Pentru unii dintre voi, posibil ca această persoană să aibă mustață sau poate să fie o persoană poate puțin mai plângăcioasă. Dacă este bărbat, probabil vorbim despre o persoană din zodia Leu. Dacă este, de obicei, bărbații din zodia Leu sunt mai plângăcioși. Dacă vorbim despre doamne, posibil să fie din zodii de apă sau chiar să fie născute seara, noaptea. Deci, putem vorbi și despre astfel de persoane. Bun, dar haideți să vedem comportamentul persoanei care va fi în viața voastră. Care va fi comportamentul persoanei din viața voastră. Care va face parte din viața voastră. Mulți dintre voi nu mai credeți că va exista o persoană bună care să apară în viața voastră sau că o anumită persoană din trecut poate face și ceva frumos și se poate, nu neapărat schimba, dar pentru a îndrepta anumite lucruri pe care poate în trecut nu le-a făcut tocmai cum trebuia. Această persoană, în primul rând, este sufletul vostru geamăn. Cred, așa cum am spus, pentru foarte mulți dintre voi vorbim despre o persoană din trecutul vostru. Pentru alte persoane, chiar dacă e vorba din trecutul vostru, posibil nu neapărat să fi fost iubit. Poate ați fost buni prieteni, iar acum această persoană
se reîntoarce la voi. Nu neapărat că ați avut o relație. Dar întâmplător poate vă reîntâlniți și de acolo pornește o anumită relație. Din nou mi-a ieșit că această persoană o cunoașteți în, sau l-ați cunoscut deja sau ați cunoscut-o în momente triste din viața voastră. Acestei persoane îi plac călătoriile, îi plac schimbările, îi plac lucrurile frumoase, îi place să admire, îi place să fie admirat, admirată. Uneori această persoană e destul de rece, destul de dură, însă atunci când trebuie să ia niște hotărâri, le cam ia pe repede înainte și probabil că atunci, în momentul în care ia hotărârile respective, nu stă prea mult la discuții, ci pur și simplu hotărăște și gata. Din nou mi-a ieșit zodia leu. Cred că aici vorbim în foarte multe cazuri despre zodia leu, dar cert este că vor avea loc transformări foarte frumoase pentru voi ca și oameni, dar și ca să vedeți persoanele din alt punct de vedere. Poate până acum ați, așa cum am spus, ați suferit în urma unei despărțiri, în urma unui divorț și poate că nu mai credeți că există și persoane care să vă facă fericit, fericită și uite că se întâmplă că această persoană la care voi sperați există și va veni în viața voastră și va fi un nou început, cu toate că la început probabil o să vi se pare că nu e nimic serios, că totul începe ca o aventură, că e doar o aventură și gata, însă din fericire, nu din păcate, din fericire lucrurile avansează într-un mod foarte, foarte plăcut și această persoană chiar este capabilă să își ia angajamente față de voi. Deci, varianta 1, o variantă frumoasă. Și voi trece la varianta numărul 2 și anume Ulcica Roșie. Să vedem și pentru cei de la Ulcica Roșie imediat. Mă scuzați. Ok. Haideți să vedem și pentru cei de la Ulcica Roșie. Varianta numărul 2. Ce inițiale avem? La varianta numărul 2. Aici încă nu sunt sigură dacă avem un S sau un J. La varianta numărul 2. Dar le putem lua în considerare pe amândouă ca să fim mai siguri. Avem un 3. Un 8. Da, S-ul ne-a ieșit deja. Haideți să vedem ce inițiale mai avem. N. Inițiala N. Inițiala C. La unii dintre voi văd că stați, cred că, la casă sau aveți o cabană undeva, pentru că este un gard. Sau cumva se poate întâmpla să fiți chiar vecini și să vă despartă un gard. Ceva de acest gen. Inițiala T sau Ț. Nu știu de ce, dar mi-apare un gard, un gard din lemne, din lemn făcut, nu mi-apare un gard și cred că maro sau e un maro mai închis, negru, ceva de acest gen. Ce
Trebuie să mai știm pentru cei de la varianta numărul 2, ce inițiale avem. Inițiale M. De la varianta numărul 2 avem și inițiala M. Un L. Avem din nou un H. Ce trebuie să mai știm despre persoana respectivă? Aici cred că sunteți și persoane, inclusiv văduve. Sau cealaltă persoană care urmează să fiți, cu care urmează să fiți, este persoană văduvă. Ce mai avem? Ce inițiale mai avem? Ce trebuie să mai știți voi despre persoana care urmează să fie în viața voastră? Cred că deja unii dintre voi cunoașteți această persoană, știți despre cine este vorba, dar cumva în acest moment sunteți într-o situație de pauză. Probabil că au fost anumite discuții sau nu știu din ce motive, un pic v-ați distanțat unul față de celălalt. Mai văd un animăluț pe care îl aveți unul dintre voi. Poate să fie vorba de un câine, de pisică, de orice alt animăluț. Ce trebuie să mai știți voi, cei de la varianta numărul 2? Sunteți persoane vesele, ceea ce e bine. Vă place să glumiți, vă place să petreceți, dar nu neapărat să faceți tot felul de petreceri, ci uite așa, poate un strânș la un grătar sau la masă duminica sau ceva de acest gen, nu ceva foarte măreț, cât să vă simțiți bine, da? Din nou W. Hai să vedem la cifre, ce cifre mai avem pe aici. 6? 5? Și 1. Și chiar 4. Ok. Cam astea au fost până în prezent informațiile. Dacă cumva v-ați gândit sau vă gândiți că această persoană ai făcut parte din trecutul vostru, să știți că nu, este vorba despre o persoană cu totul și cu totul nouă. În sensul că poate cunoașteți această persoană de ceva timp, dar asta nu înseamnă că a făcut parte din trecutul vostru de acum 10 ani, 15 ani sau mai știu eu cât. Când mă refer la trecut, mă refer la o perioadă mai mare de 5 ani de zile. Da? Deci nu cred că această persoană a făcut parte de acum 5 ani, 7 ani, 10 ani din viața voastră. Pentru unii se poate întâmpla, dar pentru foarte puțin. Ok, hai să vedem comportamentul acestei persoane față de voi, cum va fi. Cum va fi comportamentul? Este un comportament, văd că foarte bun și foarte frumos. Vedeți această persoană ca pe o, așa cum am spus, ca pe un soare, ca pe o stea, ca pe ceva foarte... Cumva, această persoană pentru voi reprezintă ceva foarte măreț, reprezintă ceva poate care, cu care nu ați mai avut de-a face pe tot întreg parcursul vieții voastre. Cumva, această persoană pentru voi, de multe ori poate vă gândiți că este o persoană
pe care, oricât v-ați dori, o n-o puteți avea, ceva de neatins. Cumva considerați această persoană prea sus față de voi și considerați că niciodată nu veți putea fi cu astfel de persoană pentru că, nu știu, poate că nu are încredere în voi, poate că vă gândiți că niciodată nu o să ajungeți la nivelul persoanei respective sau vă gândiți că aveți foarte mult de lucru pentru a ajunge la nivelul persoanei respective. Însă, indiferent ce gândiți voi, cert este că persoana respectivă chiar vine spre voi, vine și chiar veți avea uniune, căsătorie și așa mai departe, iar comportamentul acestei persoane față de voi va fi un comportament frumos, romantic, cu daruri, cu cadouri, cu tot felul de lucruri, cuvinte frumoase, mesaje frumoase și tot felul de lucruri frumoase ce se vor întâmpla între voi doi și nu doar atât, dar sunt lucruri la care pentru amândoi, în egală măsură, sunt ceva wow. Da? Deci este o variantă frumoasă. Să trecem și la varianta cu numărul 3, ulcica verde. Haideți să vedem și aici ce inițiale avem. Inițialele de la ulcica verde, avem un P, un R, un V, nu știu de ce, dar am un C întors, posibil să fie vorba de un O, dar nu știu de ce cealaltă jumătate nu se vede. Mai avem un G. W. Un 8, cifra 8, dacă vă spune ceva. Cifrele 5, 6 sau 56 sau 65, deci combinațiile sau 5 plus 6 care face 11 sau 6 minus 5 care este 1, deci combinațiile le puteți face doar voi cu numerele pe care eu vi le spun și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Dacă vă ajută să aflați cu ce persoană veți fi în viitor. Sau persoana predestinată, puteți să-i spuneți și așa. Da, văd că X, W sunt inițiale care se tot repetă. Poate că stă într-un oraș și e plecat în altă țară și stă într-un astfel de oraș sau cu o stradă cu inițialele acestea, nu știu. Sau poate avea chiar numele, dacă este un cetățean străin, poate avea inclusiv numele cu aceste inițiale. B și A. Da? Bun. Dacă v-ați pus în gândul vostru vreo întrebare, răspunsul la întrebare este da. Indiferent la ce întrebare v-ați gândit în momentul în care m-ați ascultat. Când am spus inițialele, ce trebuie să mai știți voi despre această persoană? Posibil să fie vorba despre o persoană puțin plinuță, dar nu exagerat. Dar oricum o să vă placă în momentul în care vedeți persoana respectivă, vă place cum arată. Ce mai putem afla despre... Posibil să fie în zodie chinezească, zodiacul chinezesc, zodia maimuță, sau poate voi să fiți, nu știu, analizați, căutați pe internet zodiacul chinezesc și vedeți dacă vă regăsiți. În acest moment nu am datele necesare să vă pot comunica când este acea zodie.
o inițială L din nou. Ce mai trebuie să știți voi despre această persoană? Poate să, se poate întâmpla când inițiala să fie poate chiar de la numărul de la mașină. Poate să fie, poate mașina, nu știu, începe cu inițiala respectivă, modelul mașinii, da? Deci, sau culoare, habar n-am, nu știu. Gândiți-vă voi la tot felul de lucruri care pot începe cu această inițială, care eu vă spun. Bun, hai să vedem ce mai trebuie să știți voi despre această persoană. Nu știu de ce, dar pentru unii dintre voi mi-apare că persoana respectivă sau voi aveți mașina neagră sau e o culoare foarte închisă. O să fie și un albastru foarte închis, un maro foarte închis. Da? Sau urmează să vă cumpărați o astfel de mașină. Ce trebuie să mai știți voi despre persoana care va face parte din viața voastră? Probabil când îl veți întâlni, va purta ceva albastru. Poate să fie un albastru deschis, da? Nu știu, poate să fie un tricou, poate să fie o brățară, poate să fie orice. Pantaloni, orice, da? Dar e o culoare care vouă, vă poartă noroc această culoare, mai ales atunci când visați această culoare, pentru că cumva pentru voi această culoare reprezintă în visele voastre realizare, ceea ce e foarte bine. Și așa. Bun. Cam astea au fost până acum informațiile, să vedem comportamentul persoanei respective față de voi. Wow, se grăbește și persoana să ajungă în viața voastră dacă cumva nu este. Din nou mi-a ieșit inițiala M sau W. Veți primi mesaj foarte curând de la persoana respectivă. Probabil că sau veți comunica mai mult cu persoana respectivă în luna august. Cumva lucrurile sunt stagnate la voi în acest moment și în viața voastră și în viața persoanei respective. Cineva trebuie să lase trecutul în urmă pentru că a avut parte de foarte multe dezamăgiri, dar asta nu înseamnă că această persoană va mai întârzia mult timp să apară în viața voastră, dar încă nu este, sau dacă este și cumva sunteți într-o pauză sau ceva de acest gen. Lucrurile în luna august cumva se vor întâmpla cumva pe repede înainte. Și dacă vă aflați cumva într-un trio în acest moment, deja în luna iulie, lucrurile încep să le vedeți dintr-un alt punct de vedere. Posibil că în luna iulie această persoană, dacă sunteți în trio sau în patru sau în cât sunteți voi, această persoană își lasă cealaltă persoană în urmă și cumva vine spre voi într-un ritm foarte alert. Dacă acum sunteți supărați, nu comunicați sau comunicarea este destul de puțină, în luna iulie deja lucrurile încep să o ia pe repede înainte și n-ar fi de mirare ca în luna august această persoană să vă spună clar, am luat hotărârea, am stabilit, vreau să fiu cu tine și cam asta este situația. Deci totul va fi pe repede înainte. Chiar dacă în acest moment lucrurile sunt destul de stagnante și aveți impresia că nimic nu se mișcă în direcția pe care voi vă doriți. Deci veți avea realizare, veți avea succes, deci așteptați luna august pentru că vine cu lucruri frumoase în viața voastră această luna august. Se vor întâmpla foarte, foarte multe schimbări. Bun, schimbări benefice, bineînțeles. Cam astea au fost informațiile și pentru
acest videoclip, pentru această etalare. Sper că au fost informații utile. Dacă v-a plăcut acest tip de etalare, o să vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like sau să vă abonați la canal în cazul în care nu sunteți abonați. Și să ne auzim cu alte vești bune la următoarele etalări. Vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!